Practic, marea majoritate a combustibililor fosili din lume nu mai poate fi extrasă și trebuie să rămână în pământ dacă vrem să avem măcar o șansă de a îndeplini obiectivele în privința gestionării schimbărilor climatice, arată un nou studiu. Pentru țări precum Indonezia și Australia, cei mai mari exportatori de cărbune ai lumii, asta înseamnă abandonarea 95% din depozitele naturale proprii până în 2050, au calculat cercetătorii de la University College London. În același interval de timp, națiunile din Orientul Mijlociu vor trebui să-și lase toate rezervele de cărbune în pământ, iar Statele Unite ale Americii vor trebui să nu se mai atingă de 97% din depozitele sale. Acestea sunt regiunile care vor trebui să depună eforturi reale. În toată lumea, aproape 90% din rezervele de cărbune vor trebui să rămână în pământ în următoarele 3 decenii, inclusiv 76% în China și India. Orice extracție mai mare de atât va duce la încălzirea globală cu peste 1,5 grade Celsius, au avertizat oamenii de știință. De asemenea, nu doar cărbunele stârnește îngrijorare. În același timp, lumea trebuie să oprească 60% din extracțiile de petrol și gaz metan, inclusiv acele proiecte care au început deja. Spre exemplu, Canada va trebui să-și lase 83% din petrol în pământ până în 2050, precum și 81% din resursele de gaz metan. Chiar dacă toate aceste măsuri vor fi îndeplinite, cu siguranță o provocare colosală, cercetătorii estimează că avem o șansă de doar 50% de a menține temperaturile globale sub pragul de 1,5 grade Celsius. Bineînțeles, viitorul este greu de prezis. Unii oameni de știință cred că dezvoltarea de surse regenerabile și posibilitatea captării de carbon ne-ar putea permite să continuăm utilizarea de combustibili fosili, cel puțin într-o anumită măsură. Această teorie rămâne însă deosebit de controversată, în special având în vedere faptul că tehnologia pe care o avem momentan nu poate face față acestor așteptări. În Irak, Arabia Saudită, Bahrain și Kuwait, spre exemplu, combustibilii fosili reprezintă momentan doar 65 și 85% din profitul guvernamental total. Dacă bula combustibililor fosili se va sparge înainte ca aceste națiuni să facă tranziția spre forme mai curate de energie, unele ar putea chiar să intre în faliment. Miza este mare, iar timpul nu ne mai permite să amânăm decizii importante.